Hei, salutare fraților și bine v-am găsit la un nou minunat episod de Clash Royale, fraților. Astăzi am să vă arăt cum am ajuns Arena 11 cu deck-ul acesta. Nu e deck-ul meu principal, acesta este deck-ul meu principal, dar deocamdată până nu mi le mai maxez puțin cărțile, nu o să mai joc cu el. Am ajuns, fraților, Arena 11, o să vă arăt și câteva replay-uri. Scuzați-mă, fraților, nu m-am mai purtat și că nu postez stand-up 2, dar... De ce nu postez stand-up 2? Pentru că stand-up 2 o să fac seara live-uri cu el. Dacă vreți să fiți, să jucați cu mine, intrați pe live-ul, spuneți, eu vă dau cerere sau îmi dați voi cerere, vă accept, faceți lobby, jucăm. Și da, fraților, haideți să nu vorbim prea mult. Dacă vă place această serie de clipuri, am uitat să dați, să apăsați pe butonul de like și dacă începeți să subscribe. Și da, fraților, nu uitați că aveți în descrierea acestui clip, o să aveți link către pagina mea de Instagram, dacă vreți să-mi dați un follow acolo. Da, fraților, haideți să vedem primul replay. A fost momentul ăsta, deci foarte ușor, fraților. Eu i-am dat o princesă de defense sau bandită, nu mai știu, da, bandită. El a dat arrow pe timp, pentru că recunosc o să-i pun Shen, nu știa niciodată că am în acest mega. Și s-a plătit foarte. Eu tot match-ul am crezut că stă el mai bine pe elixir ca și mine, dar am stat din unul mai bine pe elixir ca și el. Aici s-a plătit că a pus casa de goblini acolo, i-a făcut o grămadă de damage, cred că l-a lăsat pe 600, da. 600 viață de turn și de atunci am început să pușesc calul. El a dat cu fireball-ul acolo, nu avea nicio relevanță să dea cu fireball-ul. Pentru că nu a făcut mare lucru. După cum vedeți, eu stăteam mai bine cu un elixir ca el. Sau eram la exam. Mai era mai egal. Dar el n-a jucat Nena Fireman X. Are... Am dat un tip de apă acolo. Am ales așa, că n-avea nicio relevanță. Am pus Wizardul, deși trebuia să fie o princesă. Dar m-am portit puțin acolo. El s-a pregătit să dea hero, dar n-a avut relevanță. Am pus bandita și acolo. Cred că mai simt. Am pus aici de apă aici, am pus că vine Baby Dragon. De aici am pus la treaba, pe treaba. Și s-a ajuns. I-am mai dat un roll cu zap, o construcție, nu mai știu. Am dat un zap acolo, pentru că știam că nu mai are nicio relevanță. Și de aici nu l-am mai pus, nu mai l-am lăsat să pușeze, fraților, pentru că știam că dacă o să-l las, el sigur va vrea să scoatem un drău sau ceva. Am pus recruții în spate, recruții, nu mai știu cum se numește cartea aia, credeți-mă că acum am cel mai mare lapsus din viața mea. Am pus o bandită, doar așa ca să am de distrat. Și mi-am dat și un zap acolo pe mine în hordul ăla. Și ăsta a fost primul replay, fraților. O să vă arăt și al doilea. Deci al doilea a fost puțin mai tare, fraților, pentru că putea să mă bată băiatul ăsta. Deci putea să mă bată în ultimul cap. Putea să mă arce cărți abia în deck-ul lui. Arrow din nou, Wizard de 10, zap de 10, ăștia din nou, Bomber de 10, Poison de 9, ăsta de 9, Valkyrie. Știu ce am putea mai putea ne ajută, mega n-ai zis că am și Wizard pe mine, puteam să omor Bomber de 2. Dar, hai să vă arăt și de ce. Deci, a fost foarte, foarte important. O să
dat așa, nu știu câte minute am deja filmate, pentru că am vrut să mă apară de aici, ca să nu mai am apară pe filmare. Deja am făcut două minuturi. Și ați văzut cum s-a dus dentul. Și după el tot cu poison. N-am avut ce să fac cu poison, fraților, pentru că el a pus o valcherie. Eu am dat acolo cu Mega Knight-ul, că știam că cel mai bun între Mega Knight-ul. Dar am făcut Mega Knight-ul foarte repede, pentru că erau de 10, frate. Și a dat cu erou ca să nu facă Mega Knight-ul, pentru că prindea un hit acolo Mega Knight-ul. Nu mai bine cu Zelda, pentru că în 2004 eu aveam 2285. Deci eu puteam înainte și se pare, vedeți și voi, dacă uitați bine pe tot voi, are mai multă viață cătătită decât mine. Eu tot a pus voi, dar n-am avut să fac, pentru că și Wizardul meu a prins și a dat și un drept. Aici deja nu știu, că nu-i calculat, sau nu, dar m-am concentrat foarte mult. Dar frate, bă, eu am făcut deja clip replay-urile astea, numai baza este foarte amuzantă. Eu am uitat să dau să pornesc sunetul la filmare și am filmat un clip total degeaba, deci total degeaba. Aici l-am pușat pe partea asta, l-am trebuit că nu o să mai aibă elixir. Tot de-am dat damage cu bandita, degeaba a dat din un simplu zap. De-abia așteptam să mi se încarce Mega Knight-ul acolo, că știam că n-am ce să fac acolo. Și eu l-am pușat, desigur, pe partea asta înaltă, că știu că... El s-a prostit că mi-a pus acolo Royal Giant-ul, Giant Skeletron-ul, pardon. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Eu tot cu Mega Knight-ul meu. Bandita de tot cu bandita asta. Am dat un zap ca și el mi-a spus după ce le-am omorât Wizardul. Mi-a spus good game, mi-a dat și zap-ul Kick-Tower. Eu am bătut altul. Cam ăsta, cam astea două meciuri a fost. Așa l-am bătut cu băiat. Așa l-am bătut și pe celălalt. Și da, fraților, dacă apreciați această serie și vreți intrați în planul super tare, uitați că ăsta este planul, că nu este râsul de comunicare mare. Fraților, băieții sunt super de treabă. Uitați, relaxare, sunt frate și asta e tot ce vorbim noi. Nu se cere colider sau altceva, elder, dar dacă aveți vechime și vede băieții că uitați bine, o să vă dea cu vechimii și cu toate astea. Eu nu sunt pom, nu sunt nimica, pentru că n-am vrut să fiu și nici nu-mi trebuie. Mie mi-e de ajuns că îmi donează băieții. Da, fraților, dacă apreciați seria aceasta și vreți să cumpărăm această ofertă de Arena 11 până mâine, că mâine expiră, sau... Da, mâine expiră.
Dacă apreciați seria aceasta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați share și subscribe. Și noi desigur ne vedem data viitoare. Ciao. Și da, fraților, să nu uitați că fac live-ul stand-up 2, deci fac live-ul. Vă rog să nu mă mai întrebați, fac live. Nu să fac clipuri, pentru că dacă fac clipuri, asta înseamnă că trebuie să îmi deinstalez Messenger-ul, trebuie să îmi deinstalez multe. Și nu e problema că trebuie să le instalez înapoi sau chestii de genul, dar nu știu când filmez și nu fac live, mă bucuiește. Mă bucuiește, mă, poate și mă tot dă înapoi, nu știu dacă ați văzut, că se va filmă. De fiecare dată când am făcut, mă tot dădea înapoi, dar habar n-am de ce. Da, fraților, dacă vreți să jucați cu mine stand-up 2, o să fac un live, o să intrați acolo. Da, fraților, repet încă o dată, dacă apreciați seria aceasta, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, un subscribe. Nu uitați că aveți link în descriere pe la pagina mea de link.